sunt in trei rațiu, din partea familia rațiu, vă spun bun venit la Berlie Turda, Isten Posta Önöke. Țin să mulțumesc în primul rând pe domnul primar și primarie și doamna Mihai Răbrăbete și toată echipa al zilei municipiului Turda că au ales Berlie Turda pentru această seară în programul zilei Turzii. Noi, adică membrii familiei Rațiu, venim aici în fiecare an și ne interesează foarte mult creativitatea voastră, energie voastră, buzunarele voastre, că să putem face din Berlie Turda și mai frumos decât a fost în perioada interbelică. Am să trec acum cuvântul domnul primar sau doamna Răbete. Domnul primar. Mai în față. Personajele principale sunt de-a lungul pereților, sunt în zile de sticlă. Este Turda, de fapt. Aici aveți bucăți din sufletul acestui oraș. Totul este în etapa de atelier. Nimic nu este gata. Unele lucruri le-am mai păstrat, dar s-au prăfuit. Altele încearcă să strălucească de acolo de unde sunt. Este în puterile dumneavoastră să încercăm să ajutăm Turda să vorbească prin cultură, prin artă. Dacă ar fi să fiu tehnică, cum spune domnul primar că de multe ori nu sunt și are dreptate, am să vă spun că oriunde căutați primele 5 motive pentru care un investitor de calitate ar fi atras de un loc anume, veți găsi cultura, artele, prestigiul, istoria, comunitatea deschisă. Turda le are cam pe toate, dar sunt în faza de atelier. Este o improvizație ce vedeți aici, dar frumusețea acestei improvizații vi se datorează dumneavoastră, contributorilor, la această mică scenografie, la care participă o fabrică veche, dar care a început să iasă din stadiul de prăfuire, la care contribuie o veche tradiție, dar care, din păcate, a lăsat puține urme și pâlpâie și așteaptă să fie susținută, sprijinită, să reînvie, pentru că a caracterizat Turda. Și, în aceeași măsură, sticla cântă. Sticla este culoare, sticla este artă. Deci, toți artiștii din Turda ar trebui să-și dea mâna și să facă un cerc în jurul Turzii pentru a o promova. Lumea artistică este o lume foarte frământată, oriunde pe pământ, pentru că artiștii sunt arhitecți și știu un pic, nu sunt artiști. Arhitecții sunt așa, pe sfert, artiști. Dacă tu creezi ceva, ții ca la copilul tău și vei fi în stare să te lupți pentru ceea ce ai făcut împotriva altora. Dar suntem puțini. Și dacă vom începe să luptăm între noi, aici, în această încăpere, afară, lumea va merge mai departe. Scopul pentru care ne-am adunat astăzi aici, din toată inima vă spun, este acela de a face un cerc, un parteneriat pentru Turda. Și așa cum spun americanii sau englezii, nu există prânz pe gratis, glumesc. Am vrea ca împreună, mâncând și bând împreună, să ne gândim la două lucruri. Și nu o să plecăm de aici până când nu o să aflăm câteva idei. Primul lucru este să vedem în ce fel factorii care pot face lucrul ăsta din Turda se pot alia pentru o fundație de sprijinire a promovării Turzii prin artă, prin cultură și, doi, să ne gândim că am putea să facem lucrul acesta, un lucru foarte concret de la anul, sau să-l pregătim pentru la anul, să regenerăm
în jurul sticlei forțele artelor și forțele locale pentru a putea organiza pentru la anul un festival sau un târg al sticlei. Nu există așa ceva în România. Ar trebui să ne coalizăm pentru Turda, pentru artă, pentru o bună voce a Turzii în lume și vă mulțumim că ne înțelegeți că ceea ce vedeți aici nu este o expoziție, ci o colecție, e un atelier, este exact ce este Turda la ora asta. E un atelier, e o frământare. Haideți să lucrăm împreună pentru ceea ce Turda merită să fie. Vă mulțumim frumos că ați onorat invitația noastră. Ne-am străduit ca artele să fie prezente într-un fel sau altul aici. Mulțumim frumos! Și aș începe prin a spune că orice administrație publică locală trebuie să aibă artiștii. Noi avem pe doamna Brăbețeni, care este un arhitect, artist, așa cum spunea și dânsa, și care, practic, este suportul pentru partea teoretică a proiectelor pe care noi le-am depus, pe care le vom depune și pe care vrem să le implementăm la Turda. Au fost foarte multe frământări în ultimul an, fiindcă am găsit o administrație publică secătuită, atât de factor uman, cât și de resurse financiare. Eu zic că, prin cele prezentate ieri, cei care ați participat la deschiderea oficială, ați constatat că s-au făcut, adică sunt deja destul de multe realizări și din aceste bucăți, ca să parafrazez pe doamna Vravete, din aceste bucăți care reprezintă în acest moment Turda, cu sprijinul dumneavoastră și împreună cu dumneavoastră să încercăm să devenim un tot unitar. Se spune că orice lucru, ca să aibă o finalitate reușită, trebuie ca cineva să vrea. Eu zic că noi dorim acest lucru, de asta am muncit atât de mult și mergem în continuare și vom munci cât timp vom exista acolo unde suntem, dar vrem să lăsăm și o moștenire celor care vor urma, o moștenire pozitivă, care trebuie doar să fie continuată, dar pe niște documente foarte clar stabilite, pe niște strategii clar conturate și care să abordeze absolut toate problemele cu care se confruntă municipiul Turda. Eu spun că până în acest moment am realizat destul de mult această strategie care în sfârșit este născută cu certificat în regulă, avem o aprobare a Consiliului Local, este cunoscută la nivel național și o strategie fără de care nu putem să mergem mai departe, cel puțin în ceea ce privește fondurile europene. Am reușit să deschidem două axe principale europene, prin care vor veni foarte mulți bani la Turda, respectiv poate bugetul a 4 ani, care să vină anul viitor. Bugetul pentru 4 ani ai Turzii, clar că nu putem din bugetul local să alocăm foarte multe resurse, ținând cont că secțiunea de funcționare este foarte greoaie și foarte mare. Avem 86% secțiune de funcționare din bugetul local. Deci ca să ai dezvoltare, ca să ai resurse de dezvoltare, ar trebui cel mult 14% să ne putem permite, fără ca să mai facem altceva. Dar prin faptul că avem o echipă tânără foarte bună care lucrează permanent la aceste lucruri, uite că am reușit să începem să avem rezultate foarte bune. O parte din proiecte deja sunt finanțate la circa 2 de milioane de euro. În imediata perspectivă încă 5,5 și până în anul 2020 încă vreo 41 de milioane. De euro. Deci am reușit într-un timp foarte scurt să până în octombrie vor fi depuse toate proiectele care vor însuma 70 de milioane de euro. Trec de la partea asta tehnică, din nou la partea sensibilă. Nu am venit să vă rugăm, am venit să explicăm ceea ce facem, ceea ce dorim să facem.
faptul că suntem o administrație publică deschisă, eu zic că avem și o anumită viziune și această viziune nu se va putea vedea, nu vom putea să o facem singuri decât împreună cu dumneavoastră. Sunteți o nișă artistică a Turzii, sigur există mai multe nișe. Eu mă bucur foarte mult pentru faptul că am putut să aduc un om în Turda care are multă experiență, doamna Brabete, care a fost și minister, a fost și arhitect șef al unui județ, a predat și la catedră, are multă experiență, chiar dacă, așa cum eu mai glumesc cu dânsa, că eu suport mai mult teoretic, dar fără suportul teoretic nu putem face nimic. Și de ce mă bucur că a venit? Fiindcă am omul în care poate să fie un liant între administrația, între executivul turdean, acum ne referim la Turda, și toate celelalte grupuri socioeconomice din oraș. A avut foarte multe întâlniri, pornind de la asociații de locatari, continuând cu antreprenoriatul mic, continuând cu multinaționale, continuând cu asociațiile de romi. Și aceste lucruri deja încep să se vadă și eu spun că într-un timp foarte scurt și datorită faptului, chiar și cu minoritățile defavorizate din Turda, avem deja niște proiecte foarte interesante. Eu am participat la București la o reuniune unde au participat și comisarii europeni și în foarte scurt timp vom putea accesa primele 7 milioane de euro pentru refacerea acestor cartiere în care trăiesc în special romii, dar și neromii care sunt persoane mai defavorizate. Aș încheia prin a vă mulțumi încă o dată pentru... Sunt foarte multe de spus, eu cred că o să mai avem astfel de întâlniri. A debutat prin această întâlnire care este superbă. Te simt un alt aer și eu spun că împreună vom putea realiza multe. Eu vă rog să aveți încredere noi în comunitatea turdeană, adică în administrația publică turdeană. O să fim deschiși la toate propunerile dumneavoastră și cu viziunea noastră și a dumneavoastră, eu spun că putem să ajungem la dezideratele pe care ne propunem. Vă mulțumesc! Înainte de a începe programul vostru, aș vrea să menționez câteva persoane care, fără de care n-ar fi posibil să participăm la această seară. În primul rând, Cătălin Grigoraș, un director al Teatrului Municipal Turda. Cadru întâlnirii noastre. Doamna Oana Pacos, de la Fundație Rațiu. Oana este responsabilă la Centrul Arhitecturii Democrație cu de relațiile cu administrația publică și primăria în particular. Și este doamna Alina Paniti, care este responsabilă la vânzări pentru Casa Rațiu, ca casă de rezidență. Și nu, în primul rând, dacă cineva poate să iasă, să scoate soția mea, partea mea, poate și să fericită. Și Pamela a organizat că... Thank you. Keep yourselves. Enjoy. Thank you very much. O să avem ocazia să mâncăm bunătățile pregătite de Pamela. By herself, yeah? Yeah. Domnul primar, mulțumesc că ați ales acest local pentru acest program de astăzi. Bine.
adaug pe doamna Girodi, care a ajutat enorm la tot ce s-a întâmplat aici. Pe doamna Cilo, care cu mâini măestre a putut face lucrul ăsta posibil. Pe doamna Oprea, care a adus un grup substanțial de artiști în această întâlnire. Pe doamna Matia și pe domnul Hădărugă, care au venit împreună cu noi și au avut această deschidere. Cineva iertată să fiu. Aș mai putea spune încă o dată pe domnul director al teatrului, pentru că ne-a ajutat peste măsură. Aș mai putea spune încă o dată grupul de voluntari, că ne-au ajutat peste măsură. Domnii de la poartă, care au gestionat foarte multe lucruri. Mulțumim frumos! Domnii care ne ajută să avem un mediu, domnii de la clasă. Mulțumim. Da, nu, ar vrea să trecem peste un moment important și dacă tot l-ați lăudat pe domnul director de la teatru, să știți că am avut mână bună când l-am numit pe dânsul. L-am văzut în două spectacole, nu trebuia să facă parte din niciun partid politic, de nicăieri. M-am hotărât pe loc și l-am invitat să devină directorul teatrului nostru. A rămas șocat, nu știa de ce l-am chemat la turda și a acceptat a doua zi, după înțelegerea cu familia. Și iată-ne că anul ăsta deja inaugurăm primul festival internațional de teatru la Turda.